Bună ziua, mă numesc Radu Florescu, am 20 de ani și 1,78 m înălțime. Inocenți? Asta trebuie să fie o glumă? Pe cine am ucis? Un grăsan căruia nu-i păsa decât cum să pună mai mult pe el. Un grăsan pe care dacă l-ai fi văzut mâncând, nu s-ar mai fi putut termina masa. Un avocat care își petrecea fiecare secundă a existenței lui mințind, care își petrecea fiecare secundă a existenței lui asigurându-se că violatorii și criminalii rămân liberi pe stradă. O femeie care nu a putut accepta că are un interior atât de urât încât s-a concentrat mai pe exterior și și-a încercuit și a înconjurat și a făcut viața numai din superficialisme. Un traficant de droguri, un traficant de droguri pedofil. Și să nu uităm de curba care împrăștia boli. În fiecare zi păcătuim. La fiecare colț de stradă, în fiecare casă. Și le tolerăm. Le tolerăm dimineața, la prânz și seara. Le acceptăm. Toate păcatele astea. Dar gata. Gata. Pentru că ce am făcut eu va fi analizat, învățat și urmat.